De când a devenit primar, Ioan Oros le dă întâlnire localnicilor în seara de Moș Nicolae, chiar în centrul comunei. E un bun prilej de a marca venirea sărbătorilor și de a se reîntâlni cu toți locuitorii acestei comune. Anul acesta, ca niciodată parcă, după cum recunoaște chiar edilul, au fost prezenți mult mai mulți localnici ca în anii anteriori. Trebuie amintit faptul că pe scena din Ostra au evoluat doar copiii de la școala gimnazială Ostra și doar artiștii locali, despre care edilul spune că se mândrește cu ei și mai degrabă îi promovează pe aceștia decât să cheme alții străini. Dumnezeu cu Sfântul Petru omorâți pe pământ în mijlocul satului la casa bogatului. Fiecare copil care a coborât de pe scenă a primit și câte un colăcel, la fel ca o odinioară, iar fiecare localnic a ciocnit câte un pahar de vin primit din partea conducerii administrației locale. Recent, primarul a achiziționat și o scenă, dar și un sistem de sonorizare pentru a nu mai fi nevoit să închirieze din altă parte. În încheiere, atât viceprimarul comunei, cât și primarul acestei comune le-au mulțumit celor care s-au implicat activ în organizarea acestui eveniment. Moș Nicolae să vă aducă multe cadouri frumoase și dorite de voi. Dacă sunteți sănătoși, fericiți, înconjurați de cei dragi, Moș Nicolae a venit deja. Dragi ostrence și dragi ostreni, pentru tot ce s-a întâmplat în seara asta aici, trebuie să mulțumesc cadrelor didactice de la școala gimnazială Ostra, copiilor noștri, colegilor mei din administrația publică locală, doamnei viceprimar care s-a implicat cu tot sufletul, ca tot acest spectacol să fie o reușită și sper că a fost. În speranța că în această seară v-ați simțit bine, vă mulțumesc și vă doresc tot binele de lume. Și vreau să vă invit pe data de 31 decembrie, la ora 14:30, în exact în același loc, unde vor avea loc parada obiceiurilor de iarnă, și la miezul nopții să fim împreună, exact cum am făcut și în ceilalți ani, la cumpăra dintre ani, că în acest fel să ne meargă și mai bine la anul care va veni.